Arta urbană poate fi admirată și în spații neconvenționale din București, pe pereții cluburilor sau pe fațadele clădirilor de birouri. Tinerii artiști încearcă să înfrumusețeze orașul și să ajungă și la cei care nu au timp să viziteze galeriile și muzeele. Andreea Chirică este autor de ilustrații și romane grafice. Lucrările sale au apărut în The Guardian, LA Times și alte publicații internaționale. Pictura realizată de ea pe un perete al clubului Control din București face parte din proiectul Tag Your Ideas, în care vor fi incluși mai mulți artiști români. E o pledoarie vizuală, de fapt, de a explora orașul și de a-l face cumva o parte din noi. Și în felul ăsta, fiind ca o extensie a noastră, poate ne vom purta mai blând cu el, vom polua mai puțin, vom păstra mai curat. Bucureștiului îi lipsește foarte mult zona asta de galerii și de spații expoziționale. Și atunci ne-am gândit că dacă tot avem aici o comunitate artistică care vine și consumă în special parte muzicală, să le oferim și artiștilor zona asta de display. Lavinia Iulia Falcan a realizat peste 1500 de picturi murale în Brașov, Iași, Cluj și București. A pictat încă din facultate pe pereții cafenelelor și ai restaurantelor, iar în urmă cu 3 ani a avut o expoziție și în Agora Gallery din New York. Cred că este foarte important să expunem oriunde putem, mai ales dacă acest lucru marchează pozitiv locul sau momentul respectiv. Cred că este foarte important și pentru artist și pentru spațiu care va fi expus totodată cu arta artistului. Și dacă asta rămâne în timp, cu siguranță va fi și istorie. Arta stradală poate fi admirată vara aceasta și pe fațadele clădirilor de birouri din Global Wharf District din cartierul bucureștean Aviației. O parte dintre lucrările expuse aici au fost realizate cu ajutorul realității augmentate și pot fi văzute și înțelese mult mai bine prin intermediul unei aplicații gratuite pe care o poate descărca oricine vine să admire ilustrațiile. Mi se pare o oportunitate foarte bună, cât și un semnal de alarmă pentru aceia care încă nu și-au găsit un spațiu sau nu au avut curajul să facă asta. Expoziția realizată cu ajutorul tehnologiilor emergente este deschisă publicului până pe 23 iulie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.